Zerul vindecător sau medicinal, așa cum îl denumește producătorul său, este în sine un tratament pentru boli, dar și un detoxifiant. Acest produs segregat, rupt din lapte, pe care îl producem noi aici, este diferit de ceea ce se obține prin metoda clasică cunoscută. Ca să aibă proprietăți medicale, acest produs trebuie să întrețină în substanța lui tot ceea ce natura prin creație a pus. Aportul pe care poate să-l aducă în organismul consumatorului este impresionant. Cercetările la care lucrăm în momentul de față și o parte din ele s-au finalizat, au demonstrat că consumul exclusiv a acestui produs pe o perioadă de timp, între 20, 30, 50 de zile, în funcție de afecțiunea de care se ia în calcul și în cercetare, duce la rezolvarea problemei. Pe lângă zerul cu proprietăți curative, Gabriel Iuga produce și un sortiment de brânză unic în lume, provocat fiind să descopere o brânză care să nu aibă nevoie de condiții speciale de depozitare, sătmăreanul a realizat un sortiment care nu doar că nu se strică niciodată, este 100% natural și este extrem de sățios. În caz de război sau calamitate, brânza de odoreu poate salva vieți. Într-o zi, în 2010, eram la o expoziție la Sala Dales la București și un comerciant, să spunem așa, iranian, s-a prezentat, mi-a aruncat la fileu o provocare. Dacă sunt în stare să produc la acest nivel de puritate la care lucrez, brânzeturi care pot fi conservate fără să se folosească condiții de temperatură obligatorie scăzute, să mă încadrez undeva la 20-25 de grade Celsius. Și atunci am început să cercetez această latură a maturării caseinei, a maturării proteinelor, într-o direcție bacteriană controlată și la final am obținut ceea ce ați văzut în exemplificare. Aceste sunt alimente cu condiții speciale, care posibil să intereseze pentru rezerve strategice, nu știu, rezerve de război sau... Cele două produse unice sunt rezultatul atât al muncii științifice, cât și al unei pasiuni față de proprietățile vindecătoare ale alimentelor. Familia Sătmăreanului are o tradiție care ne duce înapoi în timp până la regele Ferdinand. Moștenirea de familie pe care o avem începe cu mult în istorie. O persoană reprezentativă din familie care s-a ocupat de casa regală este Anastasia Runcan, străbunica mea. Beneficiile cunoașterii familiei legat de hrănirea sănătoasă, legat de vindecarea anumitor afecțiuni, le-am preluat. Autoritățile locale se bucură și ele că au un odoreu, un om cu viziune clară despre cum ar trebui produse alimentele în așa fel încât ele să contribuie la menținerea stării noastre de sănătate. Odorenii vor fi primii care vor avea ocazia să-l guste și să beneficieze de avantajele produsului. Iar de aici, bineînțeles că lucrurile sunt clare, vom fi mai sănătoși. Proprietățile curative ale zerului sunt în prezent certificate de studiile științifice. Gabriel Iuga lucrează îndeaproape cu profesorul Ioan Mărcuș de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară de la Cluj.